Un miracol pe zi. Te-ai întrebat vreodată cum sună numele tău nou? Uneori oamenii te etichetează cu nume care te rănesc. Ei văd eșecul tău, defectele tale și te socotesc pe tine un eșec. Îți pun etichete, incapabil de a face ceva cu adevărat bine, sau prea slab, sau prea dur. Alteori nu este nevoie să îți pună nimeni nume dureroase, ți le pui tu, nume care te golesc de sens și de speranță. Îți spui că ești un eșec, o rușine, un nimeni. Știai că Isus promite celor care vor birui până la final un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește, Apocalipsa 2:17. El promite o mană ascunsă și o piatră albă pe care este scris acest nume nou. Este absolut fascinant. Numele tău a fost dat de părinții tăi în funcție de experiențele și preferințele lor. Poate că a fost ales pentru că suna interesant sau pentru că era cineva în familie care purta acest nume. Dar cu siguranță, părinții tăi l-au ales din numele și din cuvintele cunoscute pe care le-au auzit undeva. Numele nou pe care ți-l dă Dumnezeu este un nume secret. El reflectă o identitate nouă pe care o dobândești, ceva ce nici măcar nu ți-ai imaginat și nu ai visat vreodată să fii. Apostolul Ioan spune: acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. 1 Ioan capitolul 3, versetul 2. Când îl vei vedea pe El, va fi o ridicare de statut, trup nou lipsit de bol și moarte, identitate nouă răscumpărată fără umbra unui faliment. Nu va fi doar o realitate augmentată, nu doar un sine îmbunătățit, ci un om nou, o experiență complet nouă. Nu vei mai auzi nici un cuvânt umilitor, nici un reproș, nici un moment de rușine. Ai prins ideea? Aceasta este o promisiune pentru cei care vor persevera în credința lor, vor rămâne consecvenți în legătura lor cu Hristos. Deci capul sus, închideți urechile la toate umilințele de astăzi. Rezistă! Într-o zi vei avea un nume nou, perfect. Mă bucur că existi! Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.